S-a cântat o cântare frumoasă și mi-am adus aminte de data de 13 aprilie 1970. Nu eram născut atunci, nici Paul, nici Rebecca nu erau născuți. Misiunea Apollo 13 plecase spre lună și la 56 de ore de la lansarea ei, la 300.000 de kilometri de pământ, a avut loc o defecțiune la sistemul electric, care avea să pună în pericol viețile celor trei astronauți. Panica s-a instalat la bordul navei spațiale, panica s-a instalat la sediul NASA din Statele Unite. 56 de ore, 36 de ore au durat reparațiile cu lucruri improvizate, prosoape, bandă adezivă, tuburi mici de plastic și în cele din urmă a reușit să repare o parte din defecțiune. Nava spațială era compusă din două module. Sper să nu vă pierd. Unul rămânea în atmosfera cerească, atmosfera Pământului, și alt modul trebuia să plece spre Lună. După 45 de ore în care au anulat în cele din urmă aselenizarea, cei trei reușesc să se întoarcă din modulul care trebuia să plece spre Lună în modulul care era în atmosferă. După când câteva ore reușesc să amerizeze în Oceanul Pacific, au fost întrebați, înconjurați de reporteri, cum au reușit să supraviețuiască. Cum au reușit ca în modulul acela care mergea spre Lună să revină înapoi cu defecțiunile care le avea la bord, acel modul. Și i-au spus așa, aveam o mică fereastră în modulul acela și în cele câteva zeci de ore de reparații, un singur scop am avut, prin fereastra aceea, să nu pierdem din vedere Pământul. Dacă am fi pierdut din vedere Pământul din cauza lipsei de electricitate, sistemele de navigație nu mai funcționau. Am fi rămas pentru veșnicie în afara atmosferei, în spațiu cosmic și ne-am fi pierdut. Ăsta a fost scopul nostru. Paul și Rebecca, am o rugăminte în această zi pentru voi. Prin fereastra inimii să nu pierdeți din vedere cerul. Ei și-au dorit foarte mult să ajungă în viață pe pământ. Noi ne dorim foarte mult să ajungem în veșnicie. Amin. Dar nu singuri. Cu soția noastră, amin, cu copiii noștri, amin, cu biserica întreagă. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, cea mai puternică forță din univers este dragostea. Nu există forță mai mare. De aceea, pentru că cea mai puternică forță din univers, cele mai mari împliniri vin din dragoste. Când îți vezi copilul că ia premiul întâi la școală după ce l-ai crescut, ai sculat noaptea pentru el, da? Face mai mult decât 1.000.000 de euro dacă te-ar da cineva. Sentimental vorbind, nu material. Paul și Rebecca, cele mai mari eșecuri vin din lipsa dragostei. Mai spun ceva și într-un mesaj. Absența împlinirii în familie nu poate fi compensată de niciun succes în niciun alt domeniu. Dacă faci 5 facultăți și soția nu te iubește, nu ești bucuros. Dacă ai un salariu extraordinar de mare și partenerul nu te mai respectă, salariul respectiv nu compensează lipsa respectului. Venim și invers. Absența în orice alt domeniu poate fi compensată de iubirea în familie. Am văzut oameni care câștigă 1.300 de lei pe lună. Am văzut oameni care n-au material poate prea mult, stau poate într-o chirie, n-au reușit mult în viață. Îmi spunea cineva, n-am reușit mai mult decât 8 clase, părinții mei n-au avut, m-au ținut la câmp. Dar am o soție și copii extraordinari și sunt fericit. Împlinirea dragostei și a iubirii în familie poate suplini absența oricărei alte împliniri în orice alt domeniu. Citesc din Proverbe 24:3 un verset pe care aș dori să-l țineți minte. Se filmează și sper să vă ajute lucrul ăsta. Știu că sunteți cu multe pe cap în aceste momente.
Biblia spune aici, prin înțeleptul Solomon, prin înțelepciune se înalță o casă. Bun, dar nu cu betoniere și cu rigips. Parcă așa era, nu? Fer beton. Vine Solomon și schimbă tot. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Și mai citesc un cuvânt din Iacov 3 cu 17, să vedem care sunt stâlpii înțelepciunii necesari pentru casa lui Paul și a lui Rebecca și pentru casa dumneavoastră. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Iubiții mei, avem cu noi aici și oameni care lucrează în rezistență, în arhitectură și ei pot confirma ceea ce eu vă spun, deși eu nu lucrez în acel domeniu. Rezistența unei clădiri e mai importantă decât designul clădirii. Dacă ai cele mai frumoase culori date pe casă, cele mai frumoase canapele, cele mai frumoase draperii, și nu ai băgat fier beton destul în fundație, când vine cu tremurul nu se va opri zicând nu mă pot apropia, că ai draperii foarte faine. Nu. Când vine furtuna, când vine necazul, când vine greul, el va lovi în fundație, în stâlpi, în rezistență. Și vreau să enumăr 4 stâlpi pentru Paul și pentru Rebecca în această dupămasă și pentru noi toți. Primul stâlp despre care Iacov vorbește aici, al înțelepciunii, este puritatea. Înțelepciunea care vine de sus, iubiții mei, este întâi curată. Iar puritatea în căsătorie este strâns legată de fidelitate. În câteva minute veți fi întrebați, Paul și Rebecca, și veți depune un jurământ. Noi nu facem aici o tradiție, o slujbă doar. Veți depune un jurământ. Și Biblia spune că din cuvintele tale vei fi scos fără vină sau din cuvintele tale vei fi osândit. Fidelitatea, curățenia, puritatea în căsătorie are de-a face cu un jurământ. Nu e o opțiune, nu e ceva condiționat, nu e un contract. În Evrei 13:4 citesc un verset. Știu că e dur. Dar după ce stai de vorbă cu multe familii, parcă nimica nu mai e dur. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvare și pe prea curvare. Relațiile intime înainte de căsătorie se numesc curvii. Relațiile intime după căsătorie cu alt partener în afară de partenerul la care i-am jurat curăție, puritate, fidelitate, se numesc prea curvii. Și-a zis Dumnezeu așa, eu am fost martor și sunt martor la jurământul vostru și eu sunt Dumnezeul care vreau să urmăresc împlinirea jurământului vostru. Și vine o zi a judecății, când Dumnezeu va judeca păcatele acestea care sunt foarte la modă, mai ales în zilele acestea, când tot Hollywoodul promovează aceste lucruri. A trebuit să-mi blochez mesajele la Instagram, la Facebook, la WhatsApp, a trebuit să pun mesaj și să rog pe toți să-mi trimite doar când e absolut necesar. Din ce cauză? Suntem inundați. Frate păstor, m-a înșelat soțul. Frate păstor, soția nu mă mai iubește. E adevărat că trebuie să meargă la o consiliere, la păstorii lor, dar știți cum e, când vine cancerul și metastază, cam greu mai faci ceva. Știți că e mai ușor să previi decât să tratezi? Puritate, iubiții mei, Paul și Rebecca, e necesară în gânduri, apoi e necesară în vorbe și apoi e necesară în fapte. Un soț fidel nu-și permite glume cu două înțelesuri. Un soț fidel nu vorbește vulgar. Cineva care vorbește vulgar, deja a înfăptuit păcatul în minte și de la vorbă până la fapte e doar o chestiune de timp. Și diavolul și 20 de ani așteaptă ca să păcătuiești în fapte. Nu-i problemă. Știți că prima cauză a divorțurilor din lume este infidelitatea? Murdăria? Asta face infidelitatea, murdărește. Dar ea nu se întâmplă deodată. Paul și Rebecca, dacă un vas nu e curat, putem vorbi de o masă de invitați, de mese și de scaune? Nu putem vorbi de nimic. Atunci când vrei să faci o mâncare, prima cerință este ca vasul să fie curat. Înțelepciunea care vine de sus e curată. Gesturile, privirile, cuvintele de apreciere și absolut tot ce ține de fidelitatea voastră sunt rezervate în întregime partenerului vostru. Știu că în ziua nu ți spune, frate Chris, dar e logica asta. Nu știu cine mai spui lucrul ăsta.
Știți că toți aceia care au trecut prin infidelitate au spus da în ziua anunții? Nimeni nu a spus nu în ziua anunții. Problema la români și nu doar la români, știți care e? N-avem statornicie. Nu mai ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Paul, bărbatul curat, nu va spune ce frumoasă rochie ai azi niciunei alte femei în afară de soția lui. Amin. Rebecca, o femeie curată, nu va spune niciunui bărbat vreodată în afară de soțul ei: îmi place să petrec timp cu tine. Nu. Pentru că de la cuvinte mici, de la vulpi mici, se face totul praf. E nevoie de o puritate completă și pe viață. Nu știu care aveți Ford în parcare. Nu vă speriați că nu trebuie să mergeți să-l scoateți. Henry Ford, când a sărbătorit 50 de ani de căsătorie cu soția lui, a fost întrebat care este secretul și cui a trebuit cei 50 de ani de viață. Ce formulă de succes ați avut? Și el a spus așa: formula este aceeași formulă pe care am folosit-o la fabrică la mine. Rămâneți la un singur model. N-am făcut și Toyota, n-am făcut și Logan, n-am făcut și Mitsubishi, sau mai știu eu ce altceva. Ne-am concentrat pe un singur model. Paul, Rebecca. Rebecca, Paul. Curățenia, puritatea și fidelitatea oferă siguranță familiei. Amin. Eu mănânc din mâncarea pe care soția a pregătit-o pentru că știu 100% sigur că vasul în care ea a lucrat este murdar. Dacă mi-aduce cea mai scumpă, este curat. Dacă mi-aduce cea mai scumpă mâncare din lumea asta și o pune într-un vas murdar, atenție foarte mare, cei care zâmbiți din sală, vasul curat, vasul murdar compromite mâncarea. Mâncarea curată nu curățește vasul murdar. Vasul murdar compromite mâncarea curată. Încrederea, spunea Nicolae Iorga și încheie primul punct, nu se pierde decât o dată. Încrederea nu se pierde decât o singură dată. Iubiții mei, unii au casă curată, dar au căsătorie pătată. Am intrat în casă în care mi s-a spus, nici pe scări n-ai voie să intri încălzat. Acolo, afară. Și când am văzut cum se înțelegeau de bine cei doi, mi-am dat seama că e curat afară, e curat în casă, nu-i curat în cămin. Păstrați-vă, Paul și Rebecca, căminul curat. Nu doar casa curată. Și vă mai spun ceva, ca să se pună praful, surorile ne pot confirma, nu trebuie să faci nimic. Se pune de la sine. Ca să fie curat, în fiecare zi trebuie să faci ceva. 2. Ne mai spune Iacov aici, iubiții mei, că o altă caracteristică a înțelepciunii este pașnică. Adică, în al doilea rând, e nevoie de armonie în familie. E nevoie de armonie. Ne-am bucurat că la noi la biserică frații au muncit din greu, copiii au muncit din greu și au făcut o orchestră undeva la 70 de persoane. S-a investit mult în copii, s-a investit mult în partituri, în caiete, s-a investit mult în instrumente. Știți că indiferent cât ai fi investit în toate astea, dacă nu există o cadență, o armonie între instrumente, toată cântarea este compromisă. Iubiții mei, pe Iisus Hristos în Isaia 9:6 îl mai cheamă și Domn al Păcii. Dacă cei doi parteneri umblă cu Iisus în fiecare zi, ei umblă în armonie și umblă în pace. Și acolo unde este armonie și este pace, se dezvoltă o familie extraordinară, copii deosebiți. Acolo unde există însă frică de scandal, de violență verbală sau fizică, e foarte greu să dezvolți o relație, nu? O femeie a comentat despre dispoziția neplăcută a soțului ei și spunea așa: el poate fi drăguț când vrea, pur și simplu nu vrea niciodată. Asta e problema. El poate fi drăguț, dar nu vrea să fie. Noi am putea avea armonie, spunea ea, în casă la noi, dar zice, el nu vrea lucrul ăsta. Paul și Rebecca vom greși. Vom greși, că nu suntem perfecți, suntem oameni. Dar pentru a menține pacea, vă rog frumos să vă hotărâți astăzi să nu vă culcați supărați niciodată. Amen. În Efeseni 4:26 spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Da? Te uiți, măi, e cam 9. Bine, vara ar trebui, iarna până la 7 să-ți ceri iertare, știți? Nu lași până la 9. Da? Un cuplu căsătorit a avut o ceartă mai puternică și au decis să nu-și mai vorbească pentru câteva zile. La 2 zile după cearta lor, bărbatul și-a dat seama că are nevoie de ajutorul soției. Pentru a lua un zbor spre Chicago pentru o întâlnire de afaceri, a trebuit să se trezească la 5 dimineața. Și avea nevoie de ea
să-l trezească. Nevrând să fie primul care rupe tăcerea, pentru că bărbații sunt foarte egoiști, Paul nu este așa slăvit să fie Domnul, el a scris pe o foaie de hârtie următoarele cuvinte: te rog, trezește-mă la 5 dimineața. A doua zi dimineața, bărbatul s-a trezit, singur. Doar că era ora 9. Supărat, nervos, zborul plecase de mult. Era pe cale să urle la soție. Stădea drumul la vorbe. Când a observat o bucată de hârtie lângă pat, pe hârtie scria: e 5 dimineața, trezește-te. Putem vorbi așa dacă doriți. Numai că atunci pierdem avionul, pierdem pacea, pierdem armonia și ar putea să pierdem și cerul. E mai bine să comunicăm așa cum Dumnezeu ne-a creat. Când ajungi la SMS-uri că tu ești într-o cameră și eu sunt în alta, deja e grav. Doamne, păzește-ne. Vom greși, dar pentru a menține pacea ne vom cere iertare. Da? Și nu vom aștepta să vedem care cere primul, ca să dovedim că... deci tu ai greșit, așa e? Ai văzut? Ți-am spus că tu ai greșit. Paul, îți mai spun ceva, am observat ceva interesant. Nu știu dacă e și frumos la surori. Toate surorile se încadrează aici. Sunt foarte bune profesoare de geografie și istorie. Îți spun când s-a întâmplat un eveniment și unde. Și nu e un lucru rău ăsta, că e bine să-și amintească multe lucruri frumoase din viața noastră de căsătorii. Amin. E greu când e negativ, știți? Când merge cu 10 ani în urmă și spune la ora 4 după masă, zice, ploua afară. Mai știi cum ai vorbit cu mine? Pentru o relație armonioasă e nevoie ca cei doi să se respecte reciproc și să folosească des cuvintele de genul dragă, te rog, mulțumesc. Sunt cuvinte mici cu efecte mari. Cuvinte care fac șederea împreună să fie plăcută, nu? Cunosc o căsătorie în România, deși nu-mi place să vorbesc negativ, dar trebuie să dăm și exemple negative, că și Biblia le dă. Unde chiar în ziua anunții, când au coborât din mașină, el i-a spus un cuvânt greu ei. Nu pot să vă spun cuvântul. Au trecut mai mulți ani de la acea zi și încă în acea familie este tot tensiune. Și ea nu poate să uite cuvântul acela și a spus: frate, l-aș uita dacă nu s-ar fi adăugat și alte cuvinte la acela. Roman 14:19. Așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră. Doamne, ajută-ne la asta. Amin, amin. În al treilea rând, iubiții mei, Iacov mai subliniază ceva extraordinar. Că înțelepciunea mai are un stâlp pentru casa, pentru căminul nostru. Și asta se numește maleabilitatea. Este ușor de înduplecat. Știți că Dumnezeu despre poporul Israel, unul din păcatele pentru care i-a pedepsit este păcatul despre care nu s-a predicat niciodată în cultul penticostal. N-am auzit și o predică. Încăpățânarea. Păcatul încăpățânării. Iubiții mei, nu vreau să vă întreb, vă place când vă întâlniți cu cineva încăpățânat? Să vă întâlniți numai așa odată. Numai 5 minute. Gândiți-vă să stai cu el 50 de ani. Ce înseamnă asta? Iubiții mei, partenerul care caută folosul relației nu ține jucăria strânsă în mână ca și copilul care urlă și dă din picioare. E gata să renunțe și știe când să renunțe ca să fie armonie, ca să se împlinească punctul al doilea. Omul maleabil e gata să-și asculte partenerul. Omul încăpățânat, iubiții mei, ține foarte mult la ideea lui. Omul maleabil spune, e ideea noastră. Încăpățânarea nu e de fapt altceva, Paul și Rebecca, decât refuzul de a ne schimba. Am văzut foarte mulți oameni care vin în căsătorie cu această cerință. Eu așa cum sunt și nu mă schimb pentru nimic în lume. Ea trebuie să se schimbe după mine. Asta înseamnă încăpățânare. Căsătoria este modul în care Dumnezeu pregătește bărbații pentru cer și pe femei pentru cer. Căsătoria ne maturizează, căsătoria ne schimbă, căsătoria ne crește. Omul încăpățânat e foarte egoist și mândru. Omul maleabil e altruist și smerit. Omul încăpățânat caută să fie el fericit. Omul maleabil caută să fie partenerul fericit. Omul încăpățânat caută să-și facă mereu dreptate și crede că el are tot timpul dreptate. Omul maleabil nu caută dreptatea mai întâi, ci caută armonia.
Încăpățânarea distruge, maleabilitatea unește. Încăpățânatul cere sacrificiu de la partener. Cel maleabil se sacrifică pentru partener. Încăpățânatul concurează, Paul și Rebecca. Maleabilul cooperează. Între voi nu trebuie să fie concurență. Trebuie să fie cooperare. Cooperare. Bine, acum este și o concurență bună. Vreau să-i demonstrez la Rebecca că fac curat mai bine ca ea. Asta va produce mare bucurie. Da? Sau că spăl vasele mai bine, ca, nu? Dar nu sper să întâmple astfel de concurență. Un soț bețiv, petrecându-și seara cu prietenii la o crâșmă, s-a lăudat că dacă ia cu el un grup de prieteni acasă, la miezul nopții, și îi cere soției să pună masa, să se trezească, o va face fără să se plângă. Și bețivanii, de colegii de pară, au zis, nu credem lucrul ăsta. Cum tu ne duci pe toată acasă la ora asta și soția ta se scoală din pat și ne pregătește mâncarea? Și el a zis da. Și a zis hai să încercăm. Așa că mulțimea de bețivi le-a urmat acasă și el a făcut cereri nerezonabile soției sale, ținând cont de oră, de modul neanunțat de a veni. Ea s-a supus, s-a îmbrăcat, a coborât și a pregătit o tocină foarte bună și a servit-o la fel de veselă de parcă i-ar fi așteptat. După cine, unul dintre bărbați a întrebat-o cum a putut fi atât de bună când ei au fost atât de obraznici. Răspunsul ei a fost, Domnule, când ne-am căsătorit, eu și soțul meu eram amândoi păcătoși. Dumnezeu într-o zi mi-a dat întâlnire și m-a chemat din starea aceea de păcătoșenie și mi-a schimbat viața. Soțul meu însă continuă în acea stare. Tremur pentru starea lui viitoare. Dacă ar muri așa cum este, ar fi nenorocit pentru totdeauna. Cred că este de datoria mea să-i fac existența actuală cât mai confortabilă. N-a trecut multă vreme și soțul ei s-a pocăit. Pentru că acolo unde există maleabilitate, iubiții mei, există armonie. Și unde există pace, e prezent Dumnezeu, că El e sursa păcii. Încăpățânarea apare întâi ca ceva puternic. Ai văzut că își exprimă punctul de vedere. Ai văzut că ține, are personalitate. Nu, e o slăbiciune încăpățânare. Nu e un punct puternic. E o lacună foarte mare de caracter. Încăpățânatul e frustrat. Omul maleabil e împlinit. Vă doresc o căsătorie împlinită. Amin. Și în ultimul rând, iubiții mei, mai spune aici ceva Iacov despre înțelepciunea care vine de sus. Că e nefățarnică, adică sinceritatea. Omul sincer e omul cu privire la care nu mai îndoiel, care ascunde ceva, nu? Rebecca și Paul, așa de sincer trebuie să fiți încât să vă puteți verifica telefonul unul altuia la orice oră. Eu știu familie care și-au verificat telefonul în țară acum 4 ani. Și au trebuit multe ședințe de consiliere ca să fie salvată familia. Omul sincer nu are nimic de ascuns. E omul deschis, e partenerul pe care ți-l dorești aproape. 1 Petru 2:22, Biblia spune despre Iisus, n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug, pentru că omul sincer nu vorbește cu vicleșug. Soțul și soția care sunt sinceri nu fac nimic din interes personal, ci din interes reciproc. Știți că sinceritatea este ca și geamul de la mașină. Trebuie să fie transparent ca să poți conduce în siguranță. Omul sincer nu minte. Atunci când apare minciuna între căsătorie, ea este ca și fisura în fundație. Mai devreme sau mai târziu se va extinde și va afecta toată casa. Lăsați sinceritatea să fie la ea acasă. Paul nu trebuie să fie nicio altă persoană față de care să fie mai deschisă în lumea asta ca și Rebecca. Rebecca la fel. Când apare altcineva față de care suntem mai sinceri. Auzi, nevastă mea nu știe asta, te spun numai ție. Deja acolo sunt probleme. Bărbatul meu nu știe. El nici nu poate, zice. Are numai câteva clase, zice. Nici nu pot să-i spun, zice. Eu spun mult pe ăsta el. Deja acolo sunt probleme foarte mari. Omul sincer, iubiții mei, e omul care își dorește ca familia lui să aibă un cadru în care doar adevărul să domnească. Și spune Biblia, cuvântul tău, spune Domnul Iisus, este adevărul. Acolo unde sinceritate există și Biblie. Și există o Biblie deschisă. O sunat un păstor într-o familie și a zis, poți să vin la dumneavoastră în vizită? Și sora foarte bucuroasă. Dar cum? La orice oră, zice.
după ce a închis-o, urla la soțul ei, adu-mă Biblia, zice că vine păstorul. Nu găseau Biblia. Dar știți, la telefon, imaginea. Oamenii care pun preț mai mult pe imagine decât pe caracter, au foarte mari probleme. Omul de caracter este omul sincer. E adevărat că sinceritatea îl face vulnerabil și va suferi mult în viață din cauza sincerității. Dar spunea Dostoievski, mai bine să sufăr eu pentru adevăr decât adevărul din cauza mea. Închei. Un scriitor scoțian, Thomas, a tăit într-o fermă la țară cu soția lui, pe care a numit-o, auziți cum numea el casa lui, cel mai singurantic colț din Marea Britanie. Ce fain te simți, așa-i? În fiecare zi urca pe o scară până la pod, unde lucra până la lăsarea întunericului. Soția sa devotată, care își dorea să petreacă mai mult timp cu el împreună, să nu fie cel mai singur colț din Marea Britanie, a rămas mereu izolată de el. El prea prins cu muncă, cu alte lucruri. Și într-o seară la cină, Jane a întrebat-o de ce nu și-a exprimat niciodată aprecierea pentru mâncarea pe care ea i-a pregătit-o cu dragoste. El a răbufnit, a urlat la ea și a zis, femeie, trebuie să te plătesc pentru ceea ce faci? Cuvintele acestea au ucis-o și mai mult, au lovit-o și mai mult și au făcut-o să se închidă. Și următorii ani, pentru casa aceea a fost chiar cu adevărat cea mai singuratică casă. Într-o zi, ea a plecat în veșnicie. După mormântare, el a făcut curat prin casă și a găsit jurnalul ei. Habar n-avea el că ea ținea un jurnal. Citesc cuvintele ei din jurnal, adresate lui, pe care el nu le-a știut și n-a avut urechi deschise pentru ele. Aș vrea să spui un cuvânt bun sau să-mi faci un compliment din când în când despre lucrurile pe care încerc să le fac pentru a te face fericit. Pentru a te face fericit. Nu știu dacă veți ține jurnal, Rebecca și Paul. Dar știți cum ar trebui să vă trăiți viața și noi și voi? Dacă după plecarea noastră cineva descoperă jurnalul, să n-aibă regrete. Femeii, Dumnezeu nu i-a spus în Biblie niciunde să iubească. Știți asta? Îi spune să respecte. Să se teamă de bărbat înseamnă respect. Asta este traducerea în limba engleză. Pentru că femeia iubește. Nimeni nu iubește cum iubește femeia. Bărbatului se spune să iubească. Că bărbatul știți cum iubește? La ora 11 le spune la prunci, în pat! Și nu cumva să mă trezesc la noapte careva, zice. Și femeia se trezește de 5, 6, 7 ore. Știți de ce? Pentru că iubești. Paul și Rebecca, sunteți aici pentru că ați avut niște părinți extraordinari. Care v-au iubit. Și vă iubesc. Nu v-au scris pe foaie nimic, ca niciun cost. Și în ziua nunții s-au gândit cum să fie mai frumos pentru voi. Am acest gând de încheiere. Prin sinceritate, maleabilitate, puritate și armonie. Faceți-le și lor viața frumoasă. Nu se vor bucura de nimic mai mult decât să audă că sunteți o familie care vă iubiți unul pe altul și amândoi îl iubiți pe Dumnezeu. Aș vrea să nu descopere nimeni. Vor veni mulți care vor face analize la rezistența casei voastre. Să nu descopere vreo fisură. Dacă va fi vreo fisură, rezolvați-o singur. Există uscătoare acum. Mai de mult era vorba aia că nu ne spălăm rufele în stradă. Hai să nici nu le uscăm în stradă, bine? Da? Să lăsăm în perimetru casei. Și astfel Dumnezeu va binecuvânta căsătoria voastră. Amin. Prin acest website dorim să ajungem cu Evanghelia în casa fiecărui român de pe glob. Vă puteți abona aici la resurse spirituale, la articole scrise de mine, la schițe de predici pe care le-am primit din partea Domnului, la fel și fel de seminarii care au legătură mare cu educația financiară în familia dumneavoastră
De asemenea, veți găsi fel și fel de articole care au în vedere consilierea spirituală a familiei dumneavoastră. În spatele acestui proiect există o echipă de redactori, de designeri, de programatori pe care îi vom susține prin donațiile pe care dumneavoastră le veți face în schimbul primirii acestor resurse. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că veți susține acest proiect de a duce Evanghelia în aceste vremuri din urmă în casa fiecărui român de pe glob.